așteptai? Ca să-ți împlinească domnul dorința? La jumătate ne rugam. Ne rugam, plângeam și nu vedeam niciun răspuns. Efectiv, niciun răspuns. Și ne întrebam și noi cum, de ce tace domnul? Care este problema? Dar în duminica când au venit, am stat de vorbă. Stăteam la masă, nu, peste duminică, stăteam la masă și fiecare spunea experiența. Cum s-a decis? Ce au lăsat în urmă? Câte jertfe au avut? Și atunci am spus, am înțeles de ce Dumnezeu a tăcut-o în asta. El n-a tăcut. Noi nu știam planul său, cum el exact. Pregătea o echipă. Și o echipă de oameni nu care să vină să pună o desfaie, ci să vină să facă ca pentru ei. Și totdeauna încercau să ne convingă, ca pentru noi facem. Nu vă descurcați, pentru noi, ca pentru noi facem. Totdeauna la fiecare pas, la fiecare detaliu. Aici vă place așa, aici este bine așa, aici este o idee, aici așa.